Două dintre cele mai circulate artere rutiere din comuna hunedoreană Peștișumic au fost de curând reabilitate. Este vorba despre drumul dinspre Hunedoara și cel care duce la schitul Sfântul Nectarie. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Daniel Dobruțchi, primarul comunei Peștișumic, a afirmat că sunt depuse două proiecte importante pentru asfaltarea unor drumuri ce fac legătura între satele aparținătoare. În ceea ce privește drumurile interioare, acțiunea de asfaltare a acestora va continua, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local. În interiorul satelor, deja am terminat proiectele pentru tot ce înseamnă interiorul satelor. Mai există drumul de la Nandru la Groș, pentru care am proiect depus pe Programul Național de Investiții. Ăla l-am făcut, a fost unul dintre primele proiecte pe care l-am făcut. Panghel Salini. Da. Și ar mai fi drumul de la Cruce, intersecția cu Ciulpăzul, până la Cutin. Aceste două drumuri le am în obiectiv, în principal. Sper să reușim să obținem finanțarea pentru aceste două drumuri. Partea de interior, ce înseamnă asfaltare pe sate, uliți și ce mai este nevoie, ne descurcăm și o putem face pe bugetul local, fără niciun fel de problemă. Tot legat de infrastructura rutieră din comună, mai trebuie menționat că Peștișumic a intrat într-o asociere cu municipiul Deva și alte 7 localități pentru achiziționarea de microbuze electrice destinate celor care fac naveta spre și dinspre reședința de județ.